Bine v-am regăsit, sunt Maria Cinar Jiga și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. De-a lungul anilor, emisiunile noastre Shalom și Transilvania Policromă au acordat o atenție deosebită istoriei și memoriei Holocaustului. Am realizat o serie de interviuri cu supraviețuitori, filme documentare, reportaje despre evenimentele comemorative, dar și relatări ale modului în care tânăra generație este informată și sensibilizată în legătură cu acest subiect. Au trecut 72 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, chiar și cei mai tineri supraviețuitori ai Holocaustului și martori ai acelor evenimente au ajuns la o vârstă venerabilă și numărul lor scade dramatic. În același timp se constată la nivel european, dar și la noi în țară, tendințe de negare a Holocaustului, de reabilitarea unor personalități care au avut un rol important în adoptarea și aplicarea legislației antisemite. În aceste condiții, păstrarea memoriei Holocaustului, informarea și educarea tinerilor în acest sens devin tot mai importante. Anul trecut, în septembrie, s-a luat decizia înființării unui Muzeu Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România, cu sediul la București. La realizarea acestui obiectiv colaborează două instituții prestigioase: Institutul de Studiere a Holocaustului România Elie Wiesel și Muzeul Memorial al Holocaustului de la Washington. Invitații ediției de astăzi a emisiunii Transilvania Policromă sunt două personalități importante din cadrul celor două instituții sus amintite. Le spunem bun venit invitaților din studio, domnul Radu Ioanid, directorul diviziei Arhive al Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington. Bun găsit, domnul Ioanid! Și domnului Alexandru Florian, care este directorul general al Institutului de Studiere a Holocaustului din România, Elie Wiesel. Bun găsit și dumneavoastră, domnule Florian! Mulțumesc pentru invitație! Pentru început, v-aș ruga să ne oferiți mai multe detalii despre deschiderea acestui muzeu. O să încep cu dumneavoastră, domnule Alexandru Florian, pentru că știu că instituția pe care o reprezentați joacă un rol esențial în realizarea acestui muzeu. În septembrie 2016 s-a încheiat prima etapă a acestui proiect de organizare și deschidere a unui muzeu de istoria evreilor din România, iar semnalul care a marcat încheierea acestei etape a fost adoptarea de către Guvernul României a unei hotărâri prin care Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, a fost desemnat ca instituție coordonatoare pentru organizarea și deschiderea acestui muzeu. Este un proiect, vreau să amintesc de la început, care a fost creionat și este susținut în continuare de către două instituții prestigioase ale statului român, mă refer la administrația prezidențială și la guvernul României. Aceste două instituții au mandatat practic Institutul Elie Wiesel pentru a pune pe picioare Muzeul de Istorie a Evreilor din România și a Holocaustului. Unde anume va fi mai exact poziționat acest muzeu? Care este locația acestuia? Se știe? Da, avem un parteneriat, cea de-a treia mare instituție publică care s-a apropiat și a devenit partener în acest proiect este Primăria Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București, și un prim semn al participărilor în proiect a fost faptul că au dat spre organizarea muzeului un sediu, o clădire istorică, monument istoric aflat în centrul istoric al Bucureștiului, pe strada Lipscani, vis-a-vis chiar de Banca Națională a României. Este o clădire de sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost un sediu bancar sau un sediu pentru societăți de asigurare și acum va deveni sediu pentru un muzeu de importanță națională. Care ar fi această importanță? De ce era necesar, domnule Ioanid, un astfel de muzeu? Cred că explicația este, dacă îmi permiteți, relativ simplă. Avem o țară care a avut, folosesc, subliniez timpul trecut,
a treia comunitate evreiască din Europa ca mărime și, din păcate, această comunitate, din motive istorice, a cunoscut un declin demografic ultra-accentuat. Evreii din România au avut o contribuție esențială și de multe ori covârșitoare în anumite domenii la progresul acestei țări, la progresul societății românești. Și ar fi mare păcat ca această informație să se piardă. În plus, România, spre deosebire de alte țări europene, are o diversitate extraordinară, a avut o diversitate extraordinară de comunități evreiești. Să ne amintim că aici au existat evrei aschenazi, evrei sefarzi, au existat ortodoxi și ultraortodoxi, neologi. Deci există o diversitate socioprofesională și culturală extraordinară în cadrul comunității evreiești din România. Și toate aceste lucruri trebuie spuse, trebuie reamintite. În plus, există experiența tragică a Holocaustului în România, care și ea trebuie descrisă. Ce statut va avea acest muzeu și cine îl va finanța până la urmă, domnule Florian? Sunt două mari, din punct de vedere al resurselor financiare și a modului de organizare, două mari etape care se vor parcurge în viziunea noastră, și anume etapa până la deschiderea, până la inaugurarea muzeului, și cea de-a doua etapă, funcționarea propriu-zisă a acestei instituții. În prima etapă ne-am propus și sper să și realizăm ca construcția acestui muzeu, amenajarea expoziției permanente a celorlalte spații specifice unui muzeu modern, să fie rezultatul unui parteneriat public-privat. Când spun public, mă refer la bugetul României, deci fonduri de la Guvernul României, și când mă refer la zona privată, ne propunem să începem o activitate susținută, spun eu, sper să avem și rezultate pe măsură, de a atrage fonduri din domeniul privat, fie de la persoane fizice, fie de la instituții private interesate în a susține acest proiect. Mă refer la fonduri private care pot să vină din orice zonă, adică nu ne vom limita la teritoriul României, la spațiul României, ci vom încerca să capacităm toți acei actori pe care noi cel puțin îi credem că sunt interesați în acest proiect. După deschidere, muzeul va fi o instituție publică centrală și va avea probabil un statut și condiții de funcționare ca orice muzeu național din România. Ce își propune? Care sunt obiectivele Muzeului Național de Istoria Evreilor și al Holocaustului în România? Obiectivul este unul singur, și anume de a prezenta într-o manieră diversificată și modernă care a fost rolul, contribuția cu aspectele pozitive și negative, să spun, a prezenței populației evreiești în România. Cu alte cuvinte, este vorba de istoria evreilor din România în istoria României, în istoria complexă și complicată a României, plecând de la domeniul economic, trecând prin spațiile acestea ale culturii și educației sau alte domenii de interes, cum ar fi, eu știu, sistemul sanitar și alte chestiuni, până la organizarea și modul în care, sau relațiile care au fost între populația sau comunitățile evreiești din România și regimurile politice din România de-a lungul vremii. Accentul se va pune, cred eu, în expoziția permanentă, în special pe modernizarea României, adică secolul al XIX-lea și până în prezent, și aici va fi o împletire între prezența evrească și ce s-a întâmplat în istoria României.
Domnule Ioane, dumneavoastră veniți cu o expertiză și sunteți și istoric, sunteți de asemenea directorul, așa cum spuneam, diviziei arhive al Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington. Care este cumva expertiza cu care veniți dumneavoastră, având în vedere, așa cum spuneam și am și povestit puțin, că acest muzeu din Washington este unul dintre, dacă nu poate, chiar cel mai important din lume de acest gen? Am avut privilegiu să fac parte din mica echipă care a construit acest muzeu al Holocaustului de la Washington. Și forța acestui muzeu vine și din faptul că a reușit să prezinte istoria Holocaustului într-un anumit context. Nu se poate rupe istoria evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial de istoria altor grupuri care au suferit mai mult sau mai puțin în același timp. Deci noi avem un mandat care merge dincolo de victimele evreiești. Am spus acest lucru pentru că atunci când, întorcându-mă la subiectul discuției noastre, principalul subiect, și anume acest muzeu al istoriei evreilor și al Holocaustului din România, nu se poate concepe istoria evreilor din România ruptă de istoria României. Deci trebuie să facem în așa fel încât viața comunităților evreie și contribuția lor la progresul României, la modernizarea României, să fie bine reprezentate și prin punctele cheie ale istoriei României, cum ar fi Revoluția de la 1848, sau războiul de independență, sau primul război mondial, și prin, să le numesc, medalioane a unor mari personalități evreiești care au fost recunoscute, sau nu, sau nu suficient, în istoria modernă a României. Aș face o scurtă completare, dacă tot a amintit colegul nostru despre faptul că Muzeul Holocaustului de la Washington își propune să ilustreze distrugerea evreilor din Europa în al doilea război mondial, dar și altor grupuri umane care au fost afectate în acea perioadă, și mă refer la grupurile politice de stânga care au avut de suferit, grupări rasiale precum romii, LGBT, grupări de gen și așa mai departe. În expoziția permanentă a muzeului de la București, vreau să afirm, ca să fie toată lumea foarte liniștită și foarte edificată asupra chestiunii, la secțiunea Holocaust se va ilustra drama, tragedia, distrugerea evreilor din România, din teritoriile administrate de România, precum și drama evreilor din Ardealul de Nord, care în perioada 40-44, cum bine se știe, a fost un teritoriu administrat de Ungaria, dar vom avea segmente în care vom prezenta de asemenea tragedia romilor din România, și anume este vorba de deportarea lor în Transnistria și tot ce s-a întâmplat acolo, precum și diversele modalități prin care o serie de grupări religioase, mă refer la grupurile neoprotestante, au fost persecutate de către regimul Antonescu. Despre acest rol educativ al muzeilor de acest gen în general vom mai povesti puțin mai încolo, dar cum o să mai abordăm și noi mai încolo, și tinerii, elevii au de asemenea nevoie de astfel de informații. Vă invit și pe dumneavoastră și pe telespectatori să urmărim în continuare un material realizat de către colega mea Andreea Ghiță despre modul în care o școală rurală cu resurse mai puține decât instituțiile de învățământ urbane ține să comemoreze victimele Holocaustului din România. În curtea școlii gimnaziale din comuna Ghețan, județul Mureș, am întâlnit elevi îmbrăcați festiv care se pregăteau, plini de emoție, pentru evenimentul organizat cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului. Unii făceau ultimele retușuri la posterele pe care urmau să le prezinte, alții își repetau replicile.
Domnișoara profesoară de istorie Mărginean Denisa a organizat în fiecare an de când predă în școala noastră și este acum al 6-lea an în care vine aici, activități dedicate zilei Holocaustului, care se comemorează pe data de 9 octombrie. Prin inspectoratul nostru școlar și prin domnul inspector de specialitate de istorie, avem organizate la nivel de unități școlare și la nivel de inspectorat astfel de activități care să marcheze acest eveniment. În fiecare an sărbătoresc alături de comunitatea locală evenimentele pe care noi le numim frumoase. Sărbătorim împreună, fie că e vorba de Ziua Armatei, de Ziua Națională a României sau de Mica Unire. Suntem împreună și sărbătorim aceste evenimente, însă de fiecare dată am considerat că e foarte important să ne întâlnim și în aceste momente în care ne oprim asupra momentelor mai dificile din trecut, asupra episoadelor întunecate despre care multă lume nu vorbește. Și nu vorbește pentru că nu este interesată, nu vorbește pentru că e o duritate în toate aceste evenimente, ceva care te marchează, ceva care poate te scoate din obișnuitul tău de zi cu zi. Însă, asta nu înseamnă că evenimentele nu s-au întâmplat. Motiv pentru care e foarte important să le transmitem tinerilor noștri adevărul istoric așa cum este el. Bineînțeles, fără a-i speria, de a le transmite adevărul istoric, dar de a-i încuraja totodată și de a le oferi încrederea de care au nevoie. Întotdeauna am considerat, mai ales ca profesor de istorie, că este foarte important să nu uităm și să nu fim indiferenți. Elie Wiesel spunea la un moment dat că nu neapărat, opusul amintirii nu este neapărat uitarea, ci indiferența. Ce proiect ai făcut? Numele meu este Nemea Scila Cristina și am făcut despre două gemene, Eva Mozeș și sora ei, Geamănă Miriam. De unde ai luat materialul? De pe internet. Mi se pare o acțiune crudă împotriva evreilor și consider că nu trebuia să fie așa. Și este foarte emoționant și am zis că trebuie să scriu despre asta. Am scris despre Eva Morrison și familia ei și cum a mers Eva cu sora ei Geamănă în Auschwitz. Și nu au fost puse să muncească, ci au fost folosite ca experimente umane. De ce a fost important să citești asta? Cu ce ai rămas în sufletul tău? Căci oamenii pot să fiu și răi și buni, iar sunt mirate că Eva Morrison i-a iertat pe naziști pentru ce a făcut. Ți se pare corect? I-a iertat? Nu, pentru că i-a murit toată familia, dar trebuie să te duci cu inima împăcată. Înainte de acest proiect știai ceva despre Holocaust sau ai învățat în cadrul proiectului? Am învățat pe lung. Deci am învățat doar din cadrul proiectului, cât și din afara lui. De ce crezi că a fost important să faci acest proiect? Ce ai învățat din el? Pentru a arăta lumii adevărul și unele lucruri care s-au întâmplat și trebuie știute. Copiii noștri sunt informați, deci știu ce înseamnă Holocaust și dacă veți intra și în școli, pe fiecare coridor, cel puțin la Hădăreni, sunt și proiectele copiilor din anii trecuți cu imagini. Domnișoara profesoară i-a pregătit ce anume să pregătească și la ce anume să se refere și copiii au lucrat împreună cu dânsa proiecte dedicate Holocaustului. Mă numesc Raci Maria Lorena. Gavrilaș Bucur Nicoleta. Bună Diana, Andra Georgiana. Ce ați făcut voi aici și cum ați colaborat la această lucrare? Ce ai făcut tu? Am copiat de pe internet despre Kazimir Piefkoxi. Am dat câteva informații despre el și cum a evadat din lagăr. Păi, am scris și eu despre Kazimir Piefkoxi, am scos poze, mai cam toate am scris despre el și am pus toate pozele. Aceste lucruri s-au întâmplat acum 70 de ani. De ce e important să studiați voi acum? Este important ca să studiem pentru ca și greșelile trecutului să nu se mai repete. Ce n-ar trebui să se repete? Ce n-ar trebui să mai faceți acum? Ca să omorâm oamenii deoarece și ei au dreptul la viață. Indiferent de? De ce nație. Eu am speranța, sunt de 5 ani profesor la școala din Hădăreni și văd acolo o colaborare foarte bună, cel puțin între elevii mei
și cei romi și nu există nicio diferență, există colaborare, participă la activități împreună, se implică și mă gândesc că măcar atâta lucru am reușit încât să aducem această unitate în rândul copiilor. Dacă în anii anteriori școala gimnazială din Chețani a invitat reprezentanți ai comunității evreilor din Târgu Mureș, de asta dată l-a avut oaspete pe Andrei Klein din Cluj, supraviețuitor al deportării în Transnistria. Cu ce gânduri ați venit să le vorbiți elevilor de la Chețani? Gândurile sunt foarte importante, cred eu, pentru că e vorba de educația copiilor legat de Holocaustul, care din păcate a fost și în România. Ca supraviețuitor a lagărului din Mogilev-Podor, unde lagărul a fost condus de autorități române și unde părinții mei cu alți foarte mulți evrei au fost deportați din România, Vatra Dornei, de unde tatăl meu a fost, adică tata și mama au fost deportat, era teritoriul României în Bucovina de Nord. E adevărat. Foarte puțin copii cunosc acest eveniment, care e un eveniment foarte trist și păcat că a fost, dar a fost. Copiii trebuie să știe de adevărata istorie prin care această țară a trecut. La evenimentul comemorativ, găzduit de Căminul Cultural din Chețani, alături de profesori și elevi, au participat și mulți locuitori din comună. După alocuțiunile rostite de notabilități, elevii au ascultat cu mare atenție povestea vieții lui Andrei Klein. Părinții mei au ajuns în lagărul din Mogilev-Podolsk, care se află în Ucraina, localitate ocupată de armata germană împreună cu armata română. În 1941, germanii predau administrația orașului și nu numai, deci și a zonei, autorităților românești. Evreii sunt puși într-un ghetou, în case dărăpânate, părăsite. Mai multe persoane în spații foarte, foarte mici. De exemplu, părinții mei au stat într-o cameră de 2x4 cu încă o familie de 3 persoane. Mama mea, tocmai în perioada aceasta, m-a născut pe mine, 1942. Festivitatea a continuat cu programul susținut de elevii care au prezentat crâmpeie de viață ale unor supraviețuitori ai lagărilor morții. În final, au interpretat o scenetă inspirată din tragica poveste a Evei Haiman, o fetiță din Oradea de vârsta lor care a pierit la Auschwitz. Mamă, de ce se poartă oamenii așa de urât cu noi? Până mai ieri, vecinii erau așa de drăguți cu noi și așa de bine ne înțelegeam cu toții. Draga mea, nu știu cum să spun să înțelegi, ești încă mică și nu doresc să-ți aduc o supărare. Vezi tu, zilele trecute au apărut în oraș niște legi împotriva noastră. De ce? Nu știu nici eu. Cert este că trebuie să purtăm steaua galbenă în piept, să fim huiduiți de ceilalți, că nu mai avem voie să avem aparate în casă, nu avem voie să circulăm pe trotuare și alte lucruri asemănătoare. Eu mă rog să fie doar atât, dar tatăl tău mi-a spus că e doar începutul. Elevii îndrumați de profesoara Denisa Mărginean au dat dovadă de sârguință și spirit de echipă, bine meritând diplomele de participare și implicare activă pe care le-au primit la sfârșitul festivității.
Am revenit cu invitația emisiunii Transilvania Policrom, domnul Radu Ioanit, deși doctor, cred că, directorul diviziei arhive al Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington și domnul Alexandru Florian, directorul general al Institutului Elie Wiesel, binecunoscut în România. Am urmărit, iată, un material în care am văzut tânăra generație care se preocupă de păstrarea memoriei Holocaustului. Știm, așa cum am mai menționat deja, că în marile capitale ale lumii există funcționează foarte multe muzee ale Holocaustului, însă cel mai cunoscut este cel din Washington. Spuneți-ne, vă rog, domnule Radu Ioanid, în ce măsură sau ce rol are acest muzeu în educarea tinerei generații? Deci, foarte pe scurt, pentru dumneavoastră și pentru cei care ne vizionează, vreau să subliniez două lucruri. Este un muzeu care în momentul de față are 1,7 milioane de vizitatori pe an și este o agenție federală a guvernului american cu mandat de a explica, de a descrie ceea ce s-a întâmplat cu evrei, dar și cu alte grupuri religioase, etnice, politice, care au fost persecutate de naziști și de aliații lor. Noi încercăm să punem Holocaustul în context european, de altfel personal eu cred că a fost un proiect european, sigur că inspirația și o mare parte a implementării politice militare de exterminare a venit din partea Germaniei naziste, dar nu se putea ca acest fenomen care a cuprins întreg continentul să nu aibă complicități, alianțe și factori favorizatori la nivelul majorității țărilor europene, dacă nu la nivelul tuturor țărilor europene. În ceea ce privește programele noastre educative, ele sunt multiple, începând cu instituții federale, surori, ca să spun așa, FBI, poliție locală, marină militară, alte instituții militare, Departamentul de Stat, deci toate aceste instituții la nivel de funcționari începători sau funcționari superiori vin și fac training la noi, la Muzeul Holocaustului, pentru că această problematică a drepturilor omului și implicațiile ei legate de discriminare, de persecutarea unor minorități de cele mai diverse naturi este, din păcate, o chestiune contemporană. Cam asta ar fi, pe scurt, răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Sunteți directorul diviziei arhive al muzeului. Spuneți-ne puțin despre dimensiunea acestor arhive și cum pot fi ele accesate. Deci, muzeul nostru are o arhivă pe care am colectat-o din multe țări, inclusiv din România, unde, dacă îmi permiteți, am să fac o mică paranteză, unde am avut o cooperare excepțională din partea instituțiilor statului, începând cu arhivele naționale, trecând prin CNSAS, SRI, SIE, Ministerul de Externe, etc., etc. Deci avem această arhivă care provine din foarte multe țări europene și din uneori din țări din afara Europei, în special statele succesoare ale Uniunii Sovietice, puțin din America Latină, puțin din China, deci țări unde au ajuns refugiații. Pe de o parte, discut aici de 100 de milioane de pagini, plus încă o componentă enormă electronică care provine de la Aronson, de la International Tracing Service, încă vreo 180 de milioane de pagini de arhivă. Această arhivă poate fi la nivel, aceste arhive pot fi accesate la nivel de inventare pe site-ul muzeului, la nivel de dosare și de analiza acestor dosare în cadrul muzeului fizic, pentru că foarte multe instituții europene nu doresc aceste dosare deocamdată să fie puse online. Domnule Florian, și în România există multe muzee, mai multe muzee ale istoriei evreilor. Cel mai important este, din câte știu, cel din București, care este administrat de către Federația Comunităților Evreiești, dar există și altele în comunități precum
parcă Piatra Neamț, inclusiv la Vișeu de Sus, în Roșelul din Maramureș, există Casa Elefant. Sunt alte comunități care poate doresc să înființeze astfel de muzee locale, cum este cazul Clujului, Târgu Mureș sau Brașov. În același timp, obiectele de cult sau alte documente valoroase poate sunt tot mai puține. În ce măsură credeți că cum, de fapt, vă gândiți să faceți patrimoniul acestui, să ajungeți la patrimoniul acestui muzeu, având în vedere că sunt mai puține obiecte de acest gen valoroase? Da, este o întrebare foarte bună și, de fapt, acesta constituie rezolvarea acestei chestiuni sau de modul în care va fi rezolvată această problemă. Depinde și felul în care se va organiza și felul în care va arăta expoziția permanentă a muzeului și felul în care această expoziție alături de celelalte componente ale muzeului va reuși să își îndeplinească misiunea, adică să informeze, dar să și educe și în același timp să stimuleze funcția sau capacitatea critică a fiecăruia, spiritul critic al fiecărui cetățean care va vizita acest muzeu, pentru că eu cred că un muzeu trebuie să și stimuleze gândirea, să și emoționeze persoanele respective, să facă să devină interesat și după ce a pășit dincolo de pragul unui muzeu, să reflecteze în continuare și să își formeze o anumită viziune, o anumită concepție sau opinie. Cum vom face? Într-adevăr, este o expoziție permanentă care se va, din punct de vedere cronologic, se va ocupa de o perioadă lungă, de câteva secole, cu un accent deosebit pe începând cu secolul al XVII-lea și până în zilele noastre, pentru că ne vom opri în contemporaneitate și atunci într-adevăr avem o problemă care ne și stimulează, ne și creează multe semne de întrebare și trebuie să o rezolvăm. Expoziția va fi pe scurt alcătuită dintr-un și sper să fie un tot armonios, care va îmbina mijloacele moderne de expunere, respectiv crearea sau recrearea unei istorii civilizaționale, că despre asta e vorba, cu ajutorul mijloacelor moderne electronice și în același timp vom avea documente sau artefacte care să fie reprezentative pentru anumite epoci istorice, pentru anumite domenii sau spații din viața comunităților evreiești. Mă refer la viața religioasă, dar nu numai, trebuie să reflectăm acolo și să ilustrăm viața laică, viața obișnuită a evreilor din România. Veți avea cine și un segment de cercetare și arhive? În măsura în care muzeul va funcționa și pe componenta de cercetare, desigur că va avea. În măsura în care între muzeu și Institutul Elie Wiesel va exista, eu știu, un parteneriat sau chiar o fuziune, va exista și această componentă de cercetare și de arhivă. Dar în expoziția permanentă, adică ceea ce va fi vizibil pentru public, vom căuta să ilustrăm atât viața obișnuită de zi cu zi a evreilor din România, diversificată pe diverse regiuni, așa cum s-a spus încă de la început, că una au fost în istorie evrei sefarzi, alta evrei aschenazi, evrei au fost bogați, evrei au fost și săraci, evrei au fost și în clasa de mijloc, deci o diversitate de moduri de viață și pentru asta trebuie să căutăm și să găsim diverse, ceea ce se numesc artefate, obiecte mari legate de diversele spații de viață. O să avem fotografii, fotodocument pe care le vom expune în diverse modalități atractive. Vom avea înregistrări audio sau video, asta în special cred eu pentru perioada Holocaustului, acolo unde există multe mărturii de la supraviețuitori. Vom avea secvențe filmate din filme de arhive, filme de epocă și sper ca îmbinând toate aceste modalități să creăm o expoziție permanentă care să fie interactivă, să fie încă o dată
stimulativă pentru publicul vizitator. Iată, domnule Ionec, dacă s-au menționat deja câteva elemente importante care ar și le dorește viitorul Muzeu Național de Istoria Evreilor și al Holocaustului din România să le aibă, în opinia dumneavoastră, care ar fi paradigma pentru un muzeu de acest gen, muzeu modern? Deja s-au menționat și această nevoie de a evidenția și diversitatea comunităților evreiești din România, în acest caz, având în vedere că încă există această idee de demonizare, să zicem așa, a evreilor, că ei erau bogați și de aceea ei au fost s-a născut acest curent antisemit. Da. Aș vrea să adaug, dacă îmi permiteți, fiind de acord cu domnul Florian, două lucruri. În viziunea mea și în rolul meu de consilier al domnului Florian în crearea acestui muzeu, cred că este extraordinar de important de a avea o narațiune bine pusă la punct. În opinia mea și a colegilor mei de la Washington, un muzeu modern se construiește bazat pe o narațiune bine documentată din punct de vedere istoric, din punct de vedere vizual. Nu cred că un muzeu se poate construi în jurul unor obiecte obținute mai mult sau mai puțin întâmplător, cred că este modalitatea în care putem eșua ușor. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ce aș mai adăuga la ceea ce a spus domnul Florian, este faptul că este foarte important să ne referim la personalitățile de origine evreiască, românești, de origine evreiască, care au reprezentat ceva în istoria acestui popor, pentru că nu se poate izola istoria evreilor din România de istoria României. Dar știți, vă spun cu oarecare tristețe, cine își mai amintește astăzi de Barbu Iscovescu sau de pictorul Rosenthal, care au avut un rol important la Revoluția de la 1848? Cine vorbește de maiorul Brociner, care a fost unul din eroii de la Grivița, care ulterior a fost aghiotantul reginei? Sunt niște lucruri care sunt pur și simplu uitate, pentru că istoria României, în special în timpul regimului comunist, a fost falsificată. Și atunci oamenii, multă lume uită că aici au existat evrei. Și aici este, cred, cheia succesului și, cum să spun, eu nu găsesc cuvântul în românește, challenge-ul, provocarea. Aici este provocarea care îl așteaptă în primul rând pe domnul Florian și pe noi ca prieteni și susținători al acestui proiect foarte important. Eu vă mulțumesc mult succes. Vă doresc, când anume ne așteptăm să vizităm deja acest muzeu, domnule Florian? Vreau să fac Previziuni, dar o să dau un termen de 3 ani de zile. Vă mulțumesc mult succes în tot ceea ce urmează încă să mai faceți pentru a înființa acest muzeu. Noi vă mulțumim. Stimați telespectatori, noi încheiem emisiunea cu un reportaj realizat de către colega mea Andreea Ghiță despre vizita la Cluj a profesorului american Randolph Brehm, unul dintre cei mai renumiți cercetători ai Holocaustului din estul Europei. Eu sunt Maria Cinarjiga și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră cu alte povești, alte perspective legate de multiculturalitate și interculturalitate. Toate cele bune! În octombrie 2017, renumitul profesor american Randolph Louis Brehm a ținut o prelegere la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la Universitatea Babeș-Bolyai. Evenimentul, organizat de Institutul pentru Studii de Holocaust și Genocid, în colaborare cu Centrul pentru Studierea Democrației, le-a oferit studenților, doctoranzilor și cadrelor didactice posibilitatea de a întâlni o somitate în domeniile științelor politice și istoriei Holocaustului. Expertiza profesorului Brehm este în primul rând legată de Holocaustul din Europa Centrală și de Est,
Cărțile care au apărut reflectă diferite aspecte ale istoriei Holocaustului în Europa Centrală și de Est, în special în Ungaria, în România, în Slovacia, în Ucraina și în Polonia. Și aceste lucrări au fost începute și publicate într-o perioadă în care Holocaustul în această zonă estică și centrală europeană a fost un subiect tabu. Profesorul emerit de la City University din New York, care și-a asumat o călătorie transoceanică la vârsta de 95 de ani, a revenit în Transilvania copilăriei și tinereții sale cu sentimente amestecate. I must admit I have ambivalent feelings about coming back to Transylvania. Of course, I remember a Transylvania before the war, when I went to Romanian schools, many friends, nice Jewish lives. In 1940, Dej, as part of North Transylvania, became part of Hungary. Pretty soon I found myself in a situation that required for me to combine studies with learning a trade, given the anti-Semitic conditions. In October 1943, I was recruited into labor service, company number 10 per 2, was taken to the Ukraine a few months after our recruitment. I managed to escape in 1944 December, and after a short experience in a Soviet POW camp, I came back to Dej, only to find ruin and destruction, and I felt like a ghost pursued by its own shadow, running from place to place, looking for friends, relatives, but everything was gone. Profesorul nonagenar a salutat publicul cu chipul luminat de un surâs larg, declarând că adoră să predea și se simte excelent în orice sală de curs. În prelegerea sa, intitulată Holocaustul, să înțelegi ceea ce este de neînțeles, profesorul Randolph Brehem a prezentat în mod sugestiv atât dimensiunile numerice ale exterminării evreilor, cât și metodologia de cercetare a acestui genocid unic în istoria omenirii. Let me give you an example to keep in mind what Holocaust means. On June 6, 1944, the largest armada assembled under one command stormed the beaches of Normandy. By the end of the first 24 hours, 4,431 Allied soldiers were killed. That same 24 hours, four transports arrived in Auschwitz, three from northern Transylvania, one of them from my hometown of Dej, with a total of around 11,000. Of these, that one night, close to 80% were gassed. Over 8,000, almost the double of the sacrifices by all the Allied armies. And what's different? The following next 24 hours, the sacrifices of the Allies diminished considerably because they got a foothold on the territory of France. In the case of the Jews, and I'm talking only about the Hungarian Jews, not European Jews, their mass murder of 8,000 per day started on May 17 and did not end until July 8. I read the first books on the Holocaust. They were all personal narratives, survivor testimonies, lacrimogenological. I got my doctoral degree based on a dissertation I wrote in 52, and I asked myself, is it possible to write about this subject that we now call the Holocaust?
by using the methodology of the social sciences in a scholarly way, and decided to do just exact that is, try to describe, analyze, evaluate on the basis of the currently available documentary, archival, and published evidence. In the course of my career, anytime I found new evidence, I was ready to review, to revise. Yes, my books, and I am want to boast about it, some of the people who read it asked me, how in the world can you, a member of the former labor service system in the Ukraine, a slave laborer, a survivor, whose parents and many of their relatives were murdered, write the way you write? And my answer was always this: I write like a surgeon, a physician who is called upon to perform an emergency operation on his own mother. Would that doctor be guided by emotion or by science to save his mother? So, in my mind, when I write like the doctor who performs a scientific operation, not based upon emotion or calculation or a particular political objective. Cariera științifică a lui Randolph Brehm a fost cu atât mai spectaculoasă, cu cât acesta și-a început studiile ca un tânăr supraviețuitor dezrădăcinat, originar dintr-o societate spulberată de Holocaust din estul Europei. Clearly, there was no future for me in a post-Second World War days. It became a nightmare. I ended up in the American zone of occupation in Germany in mid-1946, when the Americans, having discovered that I speak many languages, put me in American uniform, and I worked for the armed forces on many displaced persons matters, and on my own future in America. That is, I worked on my departure from Germany and admission to an American university while still in Germany. I arrived in America in January of 1948. I was admitted to one of the best undergraduate schools in America, called the City College. I got my master's by June 49 and my doctorate by 52. I'm still there, so my entire life has been intertwined with the City University of New York. I began as a graduate, as a student, then a graduate student, then a member of the faculty, and retired voluntarily. I didn't have to, at the age of 70 in 1992, as a distinguished professor of political science. Never during my career I have ever taught either Jewish studies or Holocaust. My field was comparative political science. That's what I taught at the university. All my books on the Holocaust, including several on the tragedy of Romanian Jewry, were matters of the heart. And I tried to write these books or edit them the same way, that is, the same scholarly, scientific way that I wrote my dissertation. That is, using the methodology of the social sciences. Profesorul a scris vreo 70 de cărți și a editat un număr impresionant de volume, în care a parcurs diferitele aspecte și etape ale Holocaustului. Și în
cele din urmă a devenit o somitate și o autoritate mondială în ceea ce privește Holocaustul din Europa Centrală și de Est, în special cel din România și din Ungaria, din Ardealul de Nord. Lucrările sale cele mai importante fiind Politica Genocidului, The Politics of Genocide, care a apărut până acum în 3 ediții. De asemenea, Enciclopedia Holocaustului din Ungaria, o lucrare deosebit de importantă în 3 volume, care duce istoria Holocaustului, să spună așa, la firul ierbii. În fiecare județ, la fiecare comunitate, la fiecare localitate care a fost distrusă în perioada Holocaustului, există referiri concrete și este descrisă istoria localității respective în această lucrare. O altă lucrare foarte importantă a profesorului este Bibliografia Holocaustului din Ungaria, o lucrare care conține lucrări apărute pe tema Holocaustului începând cu 1945 și până terminând cu 2010, și asta conține aproape 6.000 de lucrări bibliografice adnotate cu referiri importante la subiectul acestor lucrări și la conținutul acestora. Clearly, to write those books in a scientific manner, I had to have access to archival documents. I spent several years investigating the local and national archives in Hungary, Romania, England, the Netherlands, and later also in the Soviet Union. It was only on the basis of documentation that I wrote those studies, and I always revised or updated them in light of new evidence. Okay, so I hate to boast, but my name now is on about 120 plus books, many of them in the field of political science, but most of them are in the field of Holocaust studies. Profesorul Brehem și-a exprimat și opiniile privitoare la tendințele actuale de negare a Holocaustului, în condițiile în care numărul supraviețuitorilor, al martorilor, scade dramatic. The current government is actively involved in trying to deflect attention for Hungary's responsibility for the Holocaust. They try to blame the Germans exclusively and argue that not only the Jews, but also the Hungarians were negatively affected by the German occupation. A complete lie. They establish statues to demonstrate that. They establish museums like the Terrorhauser to prove that. And they recently established a special historical institute named Veritas to historically, scientifically prove that lie. And I try to console my audiences always that truth cannot be buried forever. It will prevail. The many thousands of personal narratives, Holocaust survivors, books and archival materials, no other subject in history is as well documented as the Holocaust. So this truth of the real Holocaust will overcome the lies that these new current institutions or policies dedicated to rehabilitate the Horthy era can. După încheierea prelegerii, profesorul Randolph Louis Brehem a fost înconjurat de tineri, cu care a discutat amical și a manifestat interesul pentru temele lor de studiu, precum și disponibilitatea de a-i susține. De altfel, de zeci de ani, profesorul sprijină tinerii cercetători din Europa de Est prin bursele oferite de Institutul Rosenthal de Studii ale Holocaustului de la City University din New York. Un alt aspect important al activității dânsului este Institutul pentru Studierea Holocaustului Rosenthal de la Universitatea orașului New York, City University of New York, în cadrul căreia, prin fondul Winter pe care îl administrează și prin acest institut,
Dânsul oferă posibilități de cercetare și de bursă unor studenți implicați în studii de bază, masterale sau doctorale la diverse universități din zona centrală europeană și est-europeană și care elaborează astfel, pe baza cercetărilor lor, diverse lucrări pe care profesorul după aceea le publică în această serie de volume, studii despre Holocaust, din care au apărut până acum 8 volume. Domnul profesor, cred că în fiecare an anunță o bursă pentru tineri cercetători pentru studii scrise în tema Holocaustului. Eu am aplicat pentru această bursă de 3 ori și am scris lucrări despre modul în care presa maghiară a prezentat situația evreilor din Adealul de Nord în timpul celui de-al doilea război mondial. Și am și primit bursa de fiecare dată, iar domnul profesor a publicat 2 dintre aceste lucrări în 2 volume din seria Studii despre Holocaust. Îi sunt foarte recunoscătoare pentru sprijinul acordat. Cu același prilej, profesorului Randolph Brehem i-a fost conferită medalia de onoare, prieten al comunității evreilor din România, în semn de apreciere a activității sale de cercetare a Holocaustului din România și participării la elaborarea raportului Comisiei Internaționale Wiesel.